Nu doar oamenii obișnuiți încalcă regulile, ci și cei din prima linie. Nouă cadre medicale de la Spitalul Județean și două de la Spitalul de Copii din Galați au fost amendate cu 5.000 de lei fiecare, pentru că nu purtau măști de protecție în timpul serviciului. Neregulile au fost descoperite în timpul unei acțiuni desfășurate de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Galați. Spitalul dispune de destule echipamente de protecție. Cadrele medicale sancționate erau dotate cu echipamente de protecție, dar nu le purtau corespunzător. Cu siguranță, spitalul va face o anchetă, dar amenda probabil îi va sensibiliza. A declarat purtătorul de cuvânt al spitalului județean Galați, Ionuț Băneșanu. Totodată, controlele desfășurate weekendul trecut au scos la iveală mai multe nereguli pentru care s-au aplicat sancțiuni și conducerii spitalelor. Sancțiunile au fost aplicate pentru lipsa din dotarea unității a substanțelor dezinfectante, pentru dezinfecția veselei, pentru nerespectarea măsurilor speciale instituite în situații epidemiologice deosebite și pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecție a vieții și limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, au anunțat reprezentanții prefecturii Galați. Potrivit autorităților, valoarea totală a amenzilor este de 54.000 de lei, iar controlele vor continua și în perioada următoare.